Criza financiară a golit buzunarul multor români, iar aceștia spun că nu mai au cu ce să investească într-o afacere. Cu toate acestea, dacă ar avea bani, românii ar investi în terenuri sau casă. Unde v-ați investi banii? Mai întâi să-i câștigăm la locul de muncă, nu să investim până noi avem. Eu sunt pensionat, dar copiii mei, mai problemă. În terenuri. Terenuri agricole. De ce? Consider că e cea mai bună investiție. La ora actuală, mai ales că va fi criza asta alimentară, sau mă rog, se presupune. În construcții. De ce? Bănuiesc că rămâne, un mijloc fix e mijloc fix, rămâne. Depinde unde mi-aș investi banii, la ce te referi. Dacă ați avea bani mulți, unde ați investi? Dacă aș avea bani mulți, aș sta la umbră, n-aș investi în nimic, n-aș purta grijă la afaceri. Nicăieri că nu am. La țară am investit, că n-am avut mulți. I-am consumat și nu mi-a ajuns. De ce ați investit la țară și nu altundeva? Da, unde altă unde? Dacă acolo stau, că v-a spus, de-abia am ajuns să trăiesc cu ei, nu să investesc în ceva. Mică pensia și tot. Unde să investe, că nu ne ajung banii? Dar nu am. Dacă aș avea situația în care țara asta fură toți, n-ai unde investesc să fii sigur nicăieri. Să arată că leu doarme și te păzește și pe parte, te fură de n-ai nou. Nu prea am bani de investit, sau dacă aș avea... Chiar nu știu. Într-o bancă rentabilă sau într-un fond de investiții. Undeva ca un loc unde să am încredere, să am siguranță că banii mei nu se vor pierde. Poate într-o firmă, într-o fermă, ceva, nu știu, probabil.